Suntem la Biserica Sfintei Teodora din Vasta, un loc în care se întâmplă o minune impresionantă pe care nimeni nu o poate pune sub semnul întrebării. Vedem acești copaci crescuți deasupra Bisericii Sfintei Teodora, biserică din piatră, 14 copaci crescuți în chip minunat și care, iată, se sprijină pe un acoperiș de piatră de doar câțiva centimetri, ei având o grosime impresionantă. Și vedem că, deși sunt atât de grei, totuși acoperișul îi susține. Mai interesant este faptul că acești copaci nu au rădăcină, vedeți? Acesta este trunchiul lor și nici în exterior și nici în interior nu găsim vreo rămășiță a unei rădăcini. Deci acești copaci sunt crescuți în chip minunat în această biserică, o biserică de piatră, vedem și deasupra, nu este nicio urmă de rădăcină, pentru că este cu adevărat o minune, pentru că Dumnezeu a împlinit dorința Sfintei Teodora ca trupul ei să fie biserică, sângele său să fie râu, iar părul capului ei să fie copaci. Și vedem aici râul pe care Dumnezeu l-a adus din altă parte, din altă direcție, să curgă aici lângă Biserica Sfintei Teodora și să împlinească dorința ei. Iată copacii crescuți în chip minunat deasupra bisericii, minune pe care nu o poate explica niciun om de știință și niciun savant al acestei lumi, pentru că unde vrea Dumnezeu se biruiește rânduiala firii și se lucrează cele mai presus de fire. Pentru rugăciunile Sfintei Teodora, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.